În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Fericiți cei ce aud cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc pe el. Iubiți credincioși, ne aflăm în marea sărbătoare a adormirii Maicii Domnului. O sărbătoare cu totul și totul deosebită, pentru că vorbește de la sine despre înțelegerea teologică și dogmatică a Ortodoxiei. Și anume, noi nu vorbim despre Maica Domnului spunând că s-a născut fără de păcat sau că s-a înălțat cu trupul la cer, nu. Noi, atunci când vorbim despre Maica Domnului, ne raportăm cu siguranță la Fiul ei. Și acesta ne așează într-o înțelegere fără de greșeală. Și iată că Maica Domnului ne luminează câteva perspective de viață. Evanghelia care se citește la slujba adormirii Maicii Domnului este aceeași care se citește și la slujba nașterii Maicii Domnului și la slujba de sfințire a bisericii. Așadar, vă imaginați, cel puțin pentru mine care mă apropii de 23 de ani de preoție, cam de câte ori am vorbit despre această pericopă. Dar îmi este așa de dragă, încât de fiecare dată Maica Domnului îmi oferă cât un înțeles nou. Și iată ce m-am gândit eu astăzi să vă spun de ziua mea. Pentru că știu că Maica Domnului este Maica tuturor, dar printre altele este și Maica mea și Maica numelui meu, pentru că numele meu devine de la un principiu marin, Marinus Marius. Sfinții Părinți au rânduit ca astăzi să ni se propună întâlnirea dintre Mântuitorul cu cele două surori, Maria și Marta, care erau surorile lui Lazar și în casa cărora a intrat Mântuitorul ca să prânzească. Și Marta a început să facă cină mare, însă Maria stătea, cum zice Sfântul Evanghelist Luca, lângă picioarele lui Iisus și asculta cuvântul său. Și la un moment dat, Marta s-a dus la Mântuitorul și l-a întrebat, aș spune eu așa în paranteză, insinuând: Învățătorule, nu ți se pare că sora mea m-a lăsat singură să slujesc? Și atunci Mântuitorul, fără să mai insinueze nimic, a zis-o de-a dreptul: Marto, Marto, te silești și te îngrijești de multe. Un singur lucru însă trebuie. Maria însă și-a luat partea cea bună care nu se va lua de la ea. Și se spune de către Sfântul Evanghelist Luca, atunci o femeie din popor, ridicându-și glasul, a zis: Fericit este pântecele care te-a purtat și sânul la care ai supt. Și Mântuitorul a răspuns pe dată: așa este, dar fericiți sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc pe el. Iată, mie astăzi mi-au căzut ochii sufletului exact pe aceste din urmă cuvinte. Fericiți cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc pe el. Pentru că a asculta și a împlini sunt două lucruri cu totul și cu totul diferite, care țin de perspectiva din care sunt privite. Pentru că trăim într-o relativitate deosebită, trebuie să știm că multă lume ascultă. Dar multă lume, de fapt, aude și îi se pare că ascultă. A asculta este diferit de a auzi. Dacă auzi, de exemplu, știrea, mâine, adică cum a fost ieri despre astăzi, de la ora 7 nu mai intră nicio mașină în peninsulă, înseamnă că a trecut știrea așa, pe lângă tine. Ai auzit-o, dar n-ai băgat-o în seamă. Dacă vii la 7:30 și zice, nenea, zice, nu te supăra, dar nu mai treci. Eu azi dimineață la ora 5, să știți că i-am văzut pe frați în post și i-am felicitat. La ora 5 erau toți așezați și n-am deschis bine geamul, că mi-a zis, dar mergeți, părinte? Zic, nu, dar nu e problema mea, că eu oricum mergeam.
Dar am niște fii duhovnicești. Părinte, parol, până la 7 care vine, e al matale. Restul e al nostru. Și s-au ținut de cuvânt. Dar mă așteptam ca, de exemplu, cei care trebuia să vină între 7:30 și 8 să întârzie. Și zic, hai, că o să am și eu timp de rugăciunile mele. De unde, fraților? Înseamnă că printre cei care au auzit ce s-a spus, au și ascultat. Cred că ori și-au luat picioarele la spinare mai devreme, ori că au fost mai atenți și au venit cu ce trebuie până în ora 7, cert este că au ajuns toți. Asta este un lucru foarte îmbucurător pentru mine, pentru că mi-am dat seama că Maica Domnului nu m-a lăsat singur nici astăzi. Dar să trecem la oile noastre. Și anume, ce înseamnă a asculta și ce înseamnă a împlini. Ca să intrăm bine în subiect, să vă aduc aminte că toți suntem în vară, despre problema numărul 1, cu care cred că v-am făcut deja capul atâta, mai încape. În fiecare noapte, la mănăstire, de exemplu, se face miezonoptică, se fac diverse rugăciuni, e, la mine, Dumnezeu mi-a respectat atât de mult misiunea, astfel încât, înainte de zilele foarte importante, îmi trimite în parcare, cam la jumătate de oră, pe câte cineva care începe să facă scandal sau nici măcar nu știe că locuiește cineva acolo, crede că e deja plajă sau cine știe ce-o fi în mintea lor. Și încep râsete, încep vaete și mă ridic, aprind lanterna de vreo 2-3 ori, îi lămuresc pe unii fără cuvinte, pe alții și cu cuvinte și pleacă. Bineînțeles, pleacă până la colți, vin alții. Și asta o iau eu ca pe canon. Asta e. M-am cam obișnuit, dar nu prea. Până când am aflat și care este situația. Și anume, citesc undeva un lucru foarte interesant. Sub balconul unui biet om, în fiecare seară, și vă imaginați când am citit eu așa ceva, deja începea să semene cu ceva ce se întâmpla la mine, sub balcon. S-auzea o ceartă. Doi se luaseră aproape la bătaie. Și soțul zice, măi, femeie, trebuie să ies la ăștia, să-i împac. Fiind așa mai friguleț, își ia o pătură pe spate. Ei, cum iese la cei doi care se certau, unul dintre ei îi ia pătura și o întinde. După el, o întinde și celălalt. Pleacă amândoi, intră soțul în casă și zice, gata, femeie. Zice, dar ce s-a întâmplat? Ce aveau? Zice, cred că se certau cu pătura mea. Cum mi-a luat-o unul, s-a terminat discuția. Acum, auzind soția mea această snoavă, zice, eu cred că sunt unii care se ceartă pe lumina de la lanterna ta. Și atunci mi-am dat seama că, într-adevăr, lumea are nevoie de un răspuns. Și anume, degeaba aude lumea în manualele de etică, în manualele de morală, în manualele de cum să faci ca să trăiești frumos în lume, că nu înțelege nimic. El nu înțelege nici să respecti pe celălalt, nu înțelege lumea acum nimic, după cum copiii ăștia n-au înțeles să stingă lumânările decât când m-am dus eu să le sting. Dar înțelege atunci când, cu dragoste, te duci și explici ce se întâmplă. Și încet, încet, să înțelegem ce s-a întâmplat astăzi cu Mântuitorul, care a fost obligat, la un moment dat, să spună că, într-adevăr, respectă pe mama sa care l-a născut, dar mai mult respectă pe cei ce ascultă Cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc pe el. Acum câteva zile, în plin post și mai spre sfârșit așa, când răbdarea și zăduhul zilei încep să te macine, cineva se văieta, aoleu, dar nu mai pot. Ce nu mai poți? Păi m-am săturat de fasole, de cartofi, de vinete. A, zic, dar nu asta este problema. Dacă ești trist, mai bine nu postești. Și vă spun pe asta în fața oricărei adunări. Dumnezeu nu ne vrea triști, ne vrea
veseli. Trebuie să luăm măsuri. Și anume, acum nu o să ziceți, gata, mă las de post. Dar să meargă și până acolo și dacă veniți la mine, tot vă dezleg. Pentru că trebuie să înțelegem, ascultând norma postului, ce trebuie să facem din post. Trebuie să-l ținem până când? Până la sfârșit, în primul rând. Dar dacă nu putem până la sfârșit, măcar până când ni s-au consumat bateriile. Dar de unde știi că s-au consumat bateriile dacă nu încep semnalele? Și semnalele acestea trebuie nu numai auzite, trebuie și ascultate și trebuie și împlinite. Și atunci, dacă te uiți în oglindă dimineața și zici, oh, iar urmează o zi de post, mai bine te lași de post și te apuci să mănânci frumușel până când îți revii și poate că până seara îți dă Dumnezeu să zici, hai, acum iar începem postul. Pentru că Dumnezeu vrea de la noi să facem cuvântul Său, nu numai să-L ascultăm. Ascultarea poate să fie așa, o ascultare necondiționată, o ascultare oarbă, dar care să facă din noi roboți. Și nu asta vrea Dumnezeu de la noi. Nu ne vrea niște roboți care acum postim, acum nu postim, acum muncim, acum nu muncim, acum dormim și acum plecăm la distracții. Nu. Dumnezeu ne vrea liberi. Vrea să ne șlefuim libertatea. Asta vrea Dumnezeu de la noi. Se spune că odată un călător a ajuns într-un munte care adăpostea cea mai teribilă carieră de piatră din zonă și a găsit pe primul pietrar, care dădea cu târnăcopul și după înjurăturile de rigoare, pentru că nu nimerea de fiecare dată piatra și mai nimerea și cu un deget de la picioare sau de la mână, își ștergea sudoarea și zicea, ce greu mai muncesc și nu mi-ajung banii ăștia să-mi întrețin familia. Vai de mine și alții o duc mult mai bine. Și l-a auzit bietul și a mers mai departe. Mai departe era un coleg de-al ăstuia care era foarte fericit să mai uita în zare după câte un nor, după câte o pasăre și dădea cu ciocanul culmea, exact în piatră. N-avea ce înjura și mulțumea lui Dumnezeu că munca lui măcar se desfășoară afară. Nu stă la un birou ca să se plictisească, mai vede câte o pasăre, mai vede câte un cer senin, câte un noruleț și dădea slavă lui Dumnezeu că îi ajung banii și pentru familie. A auzit acestea și a mers mai departe călătorul nostru până când a dat de altul, care muncea într-o veselie fantastică. După ce spărgea piatra, o mai și cioplea și o așeza de colo-colo, stând lângă el să audă și a treia exprimare a muncii, n-a auzit nimic. Și atunci l-a întrebat, ce faci aici? Și când s-a întors pietrarul acela cu o figură luminoasă, i s-a umplut gura și a zis, eu construiesc o catedrală. Iubiți credincioși, asta înseamnă cu viața noastră. Contează ce facem din ea și mai ales cum împlinim cuvântul lui Dumnezeu. Dacă tot avem de spart piatră, o să spuneți că sunteți la birou, nu e adevărat, tot pietre spargem. Spargem sistemul, spargem răbdarea, spargem ora care este așa un monolit. Știți despre ora de la serviciu? De exemplu, dacă acasă, la ora 7 fără 5, vezi că mai ai 5 minute până sună ceasul, te ia somnul, până la 7 fix, deja au trecut 2 ceasuri. Dacă însă, la serviciu, din binecuvântate pricini că nu prea ai de lucru, de la 1 fără 5 la 1 te ia somnul, în acest timp să știți că n-a trecut niciun minut. Asta se întâmplă cu viața noastră pentru că ora nu este aceeași atunci când muncești într-un fel sau când muncești într altul. Nu este aceeași nici când te distrezi față de cum faci un lucru a nevoie de înțeles. Pentru că timpul este piatra pe care trebuie să-l spargem. Să facem din el altceva. Dar dacă tot facem altceva din timp,
Nu e mai bine să vedem frumosul din ceea ce facem? Nu e mai bine să vedem catedrala din timpul pe care l-am sfărâmat înaintea celorlalți ca să putem să ne bucurăm împreună de lucruri frumoase? Iubiți credincioși, astăzi este adormirea Maicii Domnului. Și o să spuneți că nu prea am vorbit despre Maica Domnului. Și eu vă spun că numai despre Maica Domnului am vorbit. Pentru că numai așa vă pot face să înțelegeți că dragostea învinge totul, dragostea formează totul și dragostea ne oferă o perspectivă. Fără perspectiva aceasta de a fi Fiul Maicii lui Dumnezeu, nu putem să facem nimic. O fetiță se spune că odată s-a dus la duhovnic și i-a cerut un lucru grozav. Părinte, nu te supăra, dar vreau ca Maica Domnului să mi se arate a fi mama mea. Și a zis părintele, dar este foarte simplu. Fă tu astfel încât Maica Domnului să vadă în tine fiii ca ei. Întotdeauna noi ne uităm în partea cealaltă. Dacă însă vedem lucrurile din altă perspectivă, să știți că viața este cu totul și cu totul alta. Cineva mi se văieta că încep oarecum să îi se ruginească balamalele, că nu mai suportă anumite situații. E adevărat că și rugăciunea era de foarte multă vreme pentru un subiect foarte clar. Și atunci mi-am adus aminte și i-am spus. Am citit undeva că viața este întocmai mânușilor. Se poate purta o mânușă și pe față și pe cealaltă. Poate că ai băgat degetele greșit. Scoate-o puțin, uite-te la ea, scutură-o și mergem mai departe. V-am mai spus și altă dată că viața noastră este ca un goblen. Depinde din ce parte ne uităm. Dacă ne uităm pe imaginea asta frumoasă, este o viață frumoasă. Dacă o întoarcem însă pe partea cealaltă, ne vom da seama că fiecare nuanță a goblenului s-a unit printr-un nod de altă nuanță, care la rândul său s-a unit cu o altă nuanță. Și ce vedem? Numai noduri, numai opriri. Așa știm noi despre viața noastră. Numai că cei de lângă noi s-ar putea să vadă numai partea frumoasă și să spună, ia uite ce bine îi merge ăstuia. Și să înceapă un soi de invidie. Să știți că pe mine m-a vindecat, adică a început să mă vindece. Tot spovedindu-mă dumneavoastră, să nu credeți acum că fac un lucru gratuit sau nepedagogic. Eu vreau să mă vindec și vă arăt cum mă vindec, spunându-vă dumneavoastră tot ceea ce trăiesc, astfel încât să învăț și eu câte ceva. Mai ales că am această posibilitate ca duminica să mai stăm de vorbă. Și anume, mă gândesc așa la îl cu hoi de oameni care vine sub geamul meu și mai deranjează și ziua și noaptea. Și în ultima vreme m-am gândit în felul următor, bieții oameni, câți dintre ei nu mă invidiază pentru apropierea mea de mare? Pot eu acum să-i osândesc? Dacă le-aș spune că aș da o zi ca să stea ei în locul meu, nu și-ar da seama despre ce vorbesc, pentru că o zi, două, trei, o lună, două, trei, un an, doi, trei, chiar le-ar face plăcere. Dar la mine deja e zecelea. Dar nu asta e problema. Problema este cum judecăm pe celălalt. Adică vedem în el pe cel care aude sau pe cel care face voia lui Dumnezeu. Și atunci să revenim la ale noastre. Nu cumva ăsta este chipul Maicii Domnului, care ne lasă pe fiecare să facem ceea ce, zice poporul român, ne trece prin cap, dar ne ajută ori de câte ori îi cerem ceva și ne trimite ajutorul său. Părintele Asinie, Dumnezeu să-l odihnească și de la cărei trecere dincolo se împlinesc astăzi, s-au împlinit și ar fi împlinit ieri, 103 ani de la naștere, spunea, tată, știi pe cine este supărată Maica Domnului? Pe cei care nu-i cer niciodată nimic. De aceea, astăzi, este o zi de mare îndrăzneală. Îndrăziți și cereți Maicii Domnului, pentru că știu sigur că nu ați făcut-o până acum
atât de conștienți că Maica Domnului vă ascultă și, și vă împlinește ceea ce vreți dumneavoastră. Numai că nu o să vă dea răspuns nebuniilor, ci o să dea răspuns așa cum trebuie să primiți. Puteți să-i cereți orice, pentru că Maica Domnului oricum vă dă ce vă trebuie. Puteți să vă amăgiți, să cereți lucruri foarte punctuale, pentru că Maica Domnului, ca o mamă ce se află, dă copilului ceea ce știe că îi trebuie. Spre deosebire însă de mamele noastre naturale, Maica Domnului mai și întreabă din când în când dacă ne place. Și știți că dialogul acesta există? Când îi cerem ceva Maicii Domnului și vedem că nu primim, cam după nebunia noastră sau așa după cum ni se pare nouă că este îndreptățit să cerem și nu primim, imediat noi intrăm în panică. Dar ne vine deodată un gând de pace. Lasă că înseamnă că o să fie mai bine. De unde credeți că vine gândul acela? Tocmai ca răspuns de la Maica Domnului. Numai ea ne poate liniști că lucrurile sunt așezate nu după cerere, ci după răspuns. Nu după auzire, ci după a face voia lui Dumnezeu. Pentru că astăzi Maica Domnului vrea de la noi să facem voia Tatălui, nu neapărat numai să o auzim. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.